Nu este nimic greșit să spui stop, nu fac față la asta, pentru că poate nu este pentru tine. Au fost și momente în care îmi doream să fiu doar un copil care se joacă și face doar gimnastic așa, nu, fără să scoată rezultate. Ce am înțeles eu ulterior despre medalii este că e important să simți mai mult mândria în sufletul tău decât să câștigi o medalie. Cred că orice zi din viața noastră este un antrenament. Indiferent că este vorba despre emoții, indiferent că este vorba despre psihic, indiferent că este vorba despre corp. Bun găsit, dragilor! Mă bucur că sunteți din nou alături de mine la un nou episod din Te Ascult. Am observat de-a lungul timpului cât de mult apreciați performanța oamenilor și cât de mult vă inspiră poveștile de viață ale invitaților mei. Iar invitata mea de astăzi este o femeie absolut remarcabilă, este o femeie frumoasă, este o femeie împlinită, este o femeie pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu atât de multe calități pe care ea nu le-a lăsat pur și simplu, ci le-a dezvoltat și mai mult și le-a dus, din punctul meu de vedere, la rang de performanță. Astăzi vreau să descoperim femeia din spatele campioanei de aur, pentru că, da, este una dintre gimnastele care a purtat cu mândrie numele României în toate competițiile internaționale și care ne-a făcut să plângem de fericire cu fiecare medalie pe care a obținut-o și a adus-o țării noastre. Astăzi, așadar, vreau să descoperim femeia minunată din spatele gimnastei de aur. Larisa Iordache este la Te Ascult. Bine ai venit, draga mea! Mulțumesc pentru invitație, Ilinca! Ce faci? Cum ești? Sunt bine, un pic în agitație, dar este ok. Totul cu calm, o luăm ușor, ușor și pas cu pas și totul se rezolvă. Știu că trăiești, Larisa, una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții tale acum. Spuneam asta și în prezentare, că ești împlinită. Cum îți vezi viața? Cum arată viața ta în momentul de față? Cred că una normală, pentru că până la urma urmelor toți tindem la a fi normali în viața noastră de zi cu zi. Mai mult, ca oricine îmi doream să fiu normală și să fiu tratată ca o persoană normală, pentru că având cumva anumite rezultate în spate și anumite trăiri mai grele poate decât mulți dintre copiii din ziua de astăzi și în zilele în care eu eram copil, sunt văzut un pic diferit, dar am norocul să întâlnesc oameni deosebiți și oameni care să fie poate cumva la sentimentul meu și să aibă sufletul exact ca al meu și mă ajută foarte mult să fiu eu însămi și cred că asta pe mine mă face împlinită în primul rând, să fiu eu însămi și să am o viață așa cum îmi place mie. Dar ce vrei să spui când te referi la greutăți sau poate la o copilărie ușor diferită? Ușor diferită, foarte bine punctat, pentru că majoritatea tindem să spunem că a fost una grea. Doar că eu am ales asta, chiar dacă părinții mei m-au îndrumat pe un drum al performanței, eu am fost acolo pionul principal care a ales să am o copilărie diferită față de ceilalți, poate cu sacrificii, dar consider că n-am făcut sacrificii atât de multe pe cât se spune sau pe cât pare, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult gimnastica și făcând ceea ce îmi place, nu am simțit greul atât de mult. Plus că a început să-mi placă ulterior să muncesc și să muncesc la visul meu era ceva ce nimeni nu mă putea opri, nu puteam să iau în seamă lucrurile mai puțin pozitive pe care cumva le auzeam în stânga și în dreapta și cred că asta pe mine m-a ajutat foarte mult să devin omul care sunt astăzi și sunt tare mândră de tăria mea de caracter pe care am avut-o de-a lungul anilor și că am putut să ajung până în momentul ăsta pentru că Am ce povesti copiilor mei, am ce povesti nepoților și atunci cumva asta mă face să fiu un om împlinit. Da, au fost oameni care, nu știu, poate te-au abătut așa de la visul tău cu ceea ce ți-au spus sau cu ceea ce au făcut. Cred că fiecare dintre noi întâlnim oameni de genul acesta, dar sunt foarte buni și oamenii care cumva poate ne spun o critică la momentul potrivit, pentru că o critică la momentul potrivit este mult mai importantă și mult mai benefică decât un compliment, cred eu, chiar dacă pare așa ciudat, dar până la urmă urmelor
fiecare dintre noi percepem diferit lucrurile, tocmai la asta mă gândeam cu câteva zile în urmă, că suntem diferiți, atât de diferiți încât percepem lucrurile total diferit și putem să vedem din toate unghiurile posibile și imposibile și eu de fire sunt foarte curioasă și îmi doresc foarte tare să aflu toate perspectivele și încerc cumva să aflu de la toată lumea totul și ulterior să pot să aplic ceea ce este bine. Chiar dacă îmi convine, chiar dacă nu, pentru că îmi plac lucrurile corecte. Și cred că asta cumva m-a ajutat foarte mult în cariera mea să fiu un sportiv, un copil, un om, o femeie corectă, pentru că nu mi-am dorit niciodată să-mi reproșez ceva. Mm-hmm. Și cu atât mai mult în ziua de astăzi nu am ce să-mi reproșez și cred că asta, toate lucrurile astea m-au dus la a fi așa. Nu știu, mi se pare ceva foarte, din punctul meu de vedere, mi s-a părut un parcurs foarte frumos al meu. Mm-hmm. Chiar dacă a fost mai puțin plăcut câteodată, dar totuși am trăit lucruri foarte frumoase și am întâlnit oameni foarte, foarte faini. Care te-au sprijinit și care te-au ajutat? Da, da. Foarte, foarte mulți oameni. Am avut norocul de așa natură și consider că sunt un om pe care îl iubește Dumnezeu. Și acum aflu că o mai am și pe mama acolo, mă iubește și mai mult, pentru că îi spune, hai. Dar am întâlnit oameni foarte faini care m-au cizelat, m-au șlefuit și m-au ajutat să deschid ochii atunci când a trebuit. Chiar dacă nu mi-a plăcut câteodată, pentru că au fost și momente în care îmi doream să fiu doar un copil care se joacă și face doar gimnastic așa, nu, fără să scoată rezultate, dar în același timp de fiecare dată am fost trasă de mânecuță și mi s-a spus ok, nu uita de visul tău pentru că e ceva important pentru tine. Și atunci eu mă simt binecuvântată cu toate lucrurile și toți oamenii pe care i-am avut eu în viața mea și îi am în continuare. Și mă simt mândră în același timp pentru că pot face parte din viața lor. Ce frumos! Cât de important, uite, în cadrul unui sport pe care l-ai dus la rang de performanță, cât de important e să ai oamenii potriviți în jurul tău? Foarte important. Foarte important pentru că sunt momente când cedăm. Sunt momente când nu știm pe unde să o apucăm pentru a putea să ne punem pe linia cea dreaptă, pentru a ajunge acolo unde noi ne dorim. Dar cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o voce și acea voce suntem noi. Vocea aceea care te ridică de unde nimeni nu știe unde ești, pentru că doar noi știm cum simțim lucrurile. Exact cum vorbeam mai devreme, suntem foarte diferiți și nimeni nu o să știe niciodată cum să ne spună cuvintele exact așa cum trebuie să le auzim. Tocmai de aia trebuie să găsim în interiorul nostru vocea aceea puternică de care avem nevoie și acea voce puternică suntem chiar noi. Eu vorbesc tot timpul și spun tot timpul că am o Larisa mică în creierul meu, cu care chiar vorbesc câteodată, de mai multe ori, bine, dar și mă și contrazic cu ea, pentru că noi cu noi înșine putem să avem cea mai sinceră și cea mai frumoasă discuție despre adevăr și despre ceea ce simțim, ce trebuie să facem, cum trebuie să facem, indiferent că sunt lucruri care ar putea deranja sau nu. Foarte important. Și mă gândesc acum la toți tinerii care ne ascultă. Când ai descoperit vocea asta? Când ai învățat să o asculți? Așa cum am zis mai devreme, mă consider o persoană norocoasă că am putut să dezvolt asta fără să mă îndemne cineva, cu toate că am avut foarte mulți oameni în jurul meu care m-au cizelat, așa cum am zis, dar cea mai importantă persoană din viața mea a fost mama, care a știut cumva cum să-mi ofere libertatea de a alege, libertatea de a... Să nu înțelegem prin libertatea asta să facem toate nebuniile, nu. Mi-a oferit libertatea de a comunica cu ea, de a-i spune ce simt eu cu adevărat și la un moment dat ajungeam la câteva concluzii. Ok, care sunt concluziile tale? Asta, asta și asta. Ok, tu ce alege? Ce crezi că este ok pentru tine? Și atunci, ulterior, eu am dezvoltat acest eu mare în mine și discuția a pornit pe parcurs, având în vedere că am stat 20 de ani într-un cantonament, cumva într-un regim mai special,
Cred că acesta este un avantaj al unui sportiv care este în devenire a fi un campion. Și cred că acest eu mare se dezvoltă în capul tău, în sufletul tău, în emoțiile tale, pe parcurs. Trebuie să înveți. Totul este despre antrenament. Indiferent că este vorba despre emoții, indiferent că este vorba despre psihic, indiferent că este vorba despre corp. Este un antrenament total. În toată viața asta, cred că orice zi din viața noastră este un antrenament. Ce frumos! Și e important să ne acordăm, cred, timpul de care avem nevoie, da, pentru a ne dezvolta toate, da, laturile astea până la, da, urmă. Tindem să ne cumva comparăm cu anumiți oameni pe care îi vedem, ceea ce este greșit, pentru că chiar și eu tindeam asta să o fac la un moment dat, însă văzând anumite lucruri, citind anumite lucruri, am învățat că nu trebuie să ne comparăm cu ceilalți de lângă noi, pentru că ei pot fi la un nivel, era un paragraf în care scria nu te compara cu cineva de la nivelul 12 pentru că tu s-ar putea să fii la nivelul 6 și mai e de crescut. Adică nu trebuie să te pui în postura lui, tu ești în postura ta, în viața ta, ok, hai să dăm drumul să facem ceva benefic cu viața ta. Și atunci cumva trebuie să dezvoltăm asta, iar tinerii din ziua de astăzi trebuie să înțeleagă că nu este important ce spune unul sau altul despre noi, ci ceea ce credem noi cu adevărat și ceea ce vrem noi, pentru că ne lăsăm ușor influențați, foarte ușor, ceea ce de anturaje, de să vorbim așa că despre asta este vorba, sunt oameni și oameni în viața noastră, oameni care aleg un drum poate nepotrivit nouă și oameni care aleg un drum care ni se potrivește și nouă și ne putem adapta la el. Și atunci trebuie să facem selecția, este pură selecție, este vorba despre pură selecție, exact cum se întâmplă și în sport în momentul în care începi un sport, dar aici este despre viață, mai mult ca orice și cred că noi trebuie să ne uităm în viața noastră, în grădina noastră, așa cum ziceau bunicii, și să ne vedem de animăluțele noastre și de tot ceea ce... Și animăluțele să le percepem ca niște emoții. Emoții care se duc în stânga și în dreapta și fac tot ceea ce vor ele. Și un animal este imprevizibil. Ceea ce este... Așa sunt și emoțiile. Sunt imprevizibile, nu știu unde se duc, cum simt și ce simt și atunci trebuie să încercăm să le controlăm. Atât cât de bine putem noi. Pentru că se vede din exterior, știi tu, doar partea asta frumoasă, în general, a lucrurilor, a vieții. Da. Asta poate ne place să arătăm. Vreau să te întreb dacă performanța este dureroasă. Depinde din ce punct de vedere o vedem. Probabil dacă am fi 10 gimnaste aici, plus minus, am avea povești diferite. Eu consider că performanța este ceva ce te dezvoltă și formează un caracter puternic. Consider că... Performanța te poate ajuta să-ți depășești anumite limite, ceea ce noi căutăm. Căutăm confirmare, non-stop, confirmări, confirmări și iar confirmări. Indiferent că doar te uiți în oglindă și îți pui o linie de eyeliner nouă și vrei să vezi cum arată sau și nu ai încredere că tu ai făcut-o bine, trebuie confirmare de la altcineva, ceea ce este greșit, cumva. Dar despre limite este foarte bine că... Performanța te ajută să faci asta și te ajută să prinzi încredere. Dar, categoric, sunt anumite sacrificii pe care trebuie să le faci. Sunt perioade grele pe care trebuie să le înduri, dar este alegerea ta dacă le înduri sau nu. Adică poți să ai un plan B imediat și să spui stop, eu nu pot să fac față la asta, dar nu este nimic greșit să spui stop, nu fac față la asta, pentru că poate nu este pentru tine, dar în același timp nu trebuie să rămâi cu gândul, trebuie să faci ce am învățat de la mama, am învățat că trebuie să faci orice lucru pe care îl faci în viața ta, trebuie să-l duci până la maximul și limita la care tu poți să ajungi, pentru a nu-ți reproșa ție ceva, pentru că în momentul în care tu treci cu vederea peste un anumit lucru, moment, vis pe care nu-l duci până la capăt sau obiectiv, poți să rămâi cu acea idee, dacă aș fi făcut acel lucru, oare aș fi reușit? Și rămâi cu frustrări, ceea ce nu ne ajută foarte mult și cumva eu
tot timpul și realizând acum, crescând și dezvoltându-mă mai mult și făcând terapie și înțelegând toate lucrurile care m-au adus în momentul ăsta, m-a făcut să înțeleg că asta am vrut eu să fac. Chiar dacă sunt oameni pe lângă tine care te împing să faci performanțe și cumva te îndrumă spre chestia asta, dacă tu n-ai fi vrut în momentul ăla, n-ai fi făcut. Da, și vorbim și despre lucrurile mai puțin plăcute din performanță, sunt durerile, operațiile, poate traumatismele cu care te poți alege după ani de performanță. Toată lumea știe că eu am foarte multe operații de-a lungul carierei mele, dar niciodată nu am perceput a fi atât de greu momentul operației pe cât pare, pentru că da, operații, ok, hai, ai emoții, ce-mi fac după, recuperare. Recuperarea este mult mai grea decât operația în sine, iar eu le luam aceste momente din carieră ca și cum aș avea o perioadă de pauză, de odihnă, pentru a putea să mă recuperez ulterior și a putea fi după aia cu bateriile încărcate să pot să performez cât mai bine. Deci depinde cum preiei lucrurile și le adaptezi la ceea ce ți se întâmplă. Dar sunt și foarte frumoase, foarte multe lucruri frumoase în performanță. Oameni care te urmăresc, care te idolatrizează cumva, sunt oameni care te susțin și care te susțin și mai puțin, dar asta nu contează, ne concentrăm pe aia care ne susțin mai mult, pentru că, exact cum am zis, suntem diferiți, avem păreri, foarte multe păreri, înainte să cunoaștem o cauză sau un om, dar nu asta trebuie să ne împiedice, sunt lucruri benefice din punct de vedere financiar cu care te poți alege foarte, foarte ok. O imagine de care fiecare dintre noi tindem la ea, de a ne face cunoscuți, de a avea o voce care să fie ascultată. Și cred că tinerii din ziua de astăzi au nevoie de asta. Sportul este ceva nobil cu care te poți remarca în viața de zi cu zi, categorii, și sunt foarte multe alte domenii cu care poți să te remarci și să fie foarte ok. Dar cred că acum, nu știu, să mă iertați că vorbesc despre asta, dar cred că în sport poți să fii cu adevărat tu. Într-adevăr, înainte nu se arătau momentele mai puțin dificile, doar momentele strălucitoare, dar acum sunt toate vizibile și toate sunt la ordinea zilei și toată lumea poate să știe despre ele. Eu, pe rețelele mele de socializare, nu tind să mă ascund. Dacă am momente dificile și momente... Poate am și perioade în care chiar nu am niciun moment în care să mă bucur și atunci eu încerc să exprim asta, pentru că sunt și oamenii care au cumva o viață poate mai frumoasă decât ceilalți, cum ar crede unii dintre ei. Suntem oameni și cu toții trecem prin anumite momente. Clar, clar. Și mă bucur că ești autentică și mă bucur să te văd și în momente... mai puțin plăcute, poate, sau mai puțin strălucitoare, pentru că asta ne face să fim oameni. Să avem trăiri, și îmi place că putem să transmitem asta și celor de acasă și mai ales tinerilor care ne privesc, să nu trăiască așa într-o bulă în care să-și imagineze că totul e perfect, că totul e roz, că așa ne trezim dimineața, că viața e, sau viața noastră este, nu știu, un scenariu de film, pur și simplu, nu. Suntem cu toții oameni, avem greutăți, avem riduri, avem cearcăne. Da, cu toții mergem pe jos, adică nu e... Da, da. Chiar stau câteodată și mă gândesc când mai merg pe jos că, na, sunt anumite situații, poate mașina în service sau chestii de genul, și merg pe jos sau poate merg cu metrou și mie nu-mi place să merg cu Uber, nu știu de ce, habar nu am. Dar și aleg să merg cu... Bine, rar, în comun. Dar da, da. Da. Și oamenii se uită un pic dubios la mine și în mintea mea stau acolo și îmi fac un scenariu și zic, ok, oamenii ăștia ce cred despre mine acum, că viața nu mai este roz. Dar da, totul este doar ceea ce ne facem noi în cap. Imaginația noastră se joacă un pic cu noi câteodată și nu trebuie să-i dăm voie chiar atât de mult, pentru că cu toții suntem oameni. Și facem lucruri ca toți oamenii. Da, sigur, da, sigur. Ai spus la un moment dat că faci terapie. Da.
Cum ai ajuns la asta? De ce ai ajuns la asta? Sincer să fiu, înainte să încep cu Bogdan Gribincea, care cumva mi-a luminat mintea, eu asta cred. El la bază este mental coach și lucrează foarte mult sportiv și foarte mulți oameni care au fost la el sunt extraordinar de mulțumiți de ceea ce se întâmplă cu ei. Am ajuns întâmplător. Eu nu credeam în partea asta. Cu toate că îmi doream să fiu psiholog, îmi doream să fac o facultate de psihologie, dar din cauza timpului nu am putut să o fac. Bine, asta e scuză, cred, da. Da. Ce să mai, acum m-am dat în fapt. Dar cum nu credeam în ei, am zis ok, pot să fiu eu psihologul meu. Cu toate că lucrurile deja începeau să se îngreuneze, erau foarte dure pentru mine, pentru că treceam printr-o anumită perioadă, treceam când mama afla că mama este bolnavă, când trebuia să mă calific pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, deja stresul era destul de mare și mergând să-mi fac tatuajul acesta, vorbind cu băiatul de acolo cu logo, I-am spus, măi, trec prin... Adică foarte dezinvoltă, discutând cu el și e foarte dezinvolt la rândul lui, ne-am prietenit foarte rapid și mi-a zis așa, băi, dar nu ești chiar atât de bine, adică simt chestia asta și i-am zis, da, ai dreptate, trec printre anumite momente grele la sală, pentru că aveam anumite blocaje care nu puteam să-mi dau drumul în elemente sau să-mi fac antrenamentele exact cum ar fi trebuit și să mă pregătesc pentru jocuri. Dar el atunci a venit și mi-a zis, băi, am un prieten destul de șmecher care se ocupă cu, uite, cu antrenarea minții, ai vrea să încerci? Zic, da, de ce nu, dă-i numărul meu, este în regulă, ok. Și am mers la europene, ulterior Bogdan mi-a scris, mi-a zis, noi vrea să încercăm să începem să facem ședințe. El, aflând ulterior, el a simțit că mă poate ajuta și că mă poate, vede ceva în mine în care eu pot să mă dezvolt mai mult decât pot eu să o fac singură și atunci a insistat să mă chem, a zis măcar, i-am zis din start, eu nu cred că tu mă poți ajuta, nu cred că ești capabil să mă ajuți, destul de, eu sunt foarte directă, realistă, da, cu mine însămi și câteodată pot să supăr, dar el nu s-a supărat, a zis nu este niciun fel de problemă, măcar doar la o ședință să vii. Și chiar eram pe străduță fix înainte de a intra în clădirea unde el face ședințele și am zis, vorbeam cu mama și am zis, măi, mă duc și o să văd ce face ăsta. Și i-a zis, mă, încearcă, vezi și tu. Și m-am dus și de atunci nu m-am putut, nu este o dependență, este ceva, este o confirmare pentru mine, pentru că aflând ulterior că gândesc ok, adică nu mă duc prin stânga sau prin dreapta și cu sfaturi, nu sunt sfaturi, sunt niște direcții, da, le pot spune direcții și pe care le pot aplica în viața mea de zi cu zi. Indiferent că le aplic cu mine însămi sau cu oamenii din jurul meu și funcționează foarte, foarte mult, ceea ce pe mine mă face să fiu ok, pentru că înainte eram foarte rușinoasă, eram foarte... lumea mă percepea a fi figurantă sau având figuri, ca așa se spune aici în București, figuri sau... da, sau a fi arogantă, ceea ce eu nu eram, adică nu sunt, tind să cred că nu sunt, dar eram introvertită. Da, eram introvertită și cu toate că vorbeam, adică vorbeam despre lucrurile mele, dar la un moment dat mă plictiseam să vorbesc despre lucrurile alea și o lăsam baltă. Și cumva lucrurile se adunau în mine, deveneau frustrări și atunci pe mine nu mă ajutau să fiu eu un om echilibrat. Eu tot timpul am umblat după echilibru și mi-am dorit să fiu într-o balanță foarte, foarte bine echilibrată în viața mea și asta am găsit. Și atunci el a reușit să deschidă acele uși pe care eu le țineam închise mereu și acum mi-este foarte lejer să intru într-o discuție în care nu cunosc oamenii, sunt foarte dezinvoltă pentru că am prins și încredere în mine. Totul pleacă, cred că, de la încredere. Pentru că înainte, cumva, doar prin confirmările, câștigând medalii, cred că îmi primeam confirmările.
Și atunci, acum nemai câștigând medaliu, pentru că sunt antrenoare, dar câștig prin copiii pe care îi antrenez, am nevoie permanent de asta și atunci, cu încrederea căpătată de-a lungul timpului, făcând terapie, mi-am echilibrat viața. Te-a ajutat terapia să câștigi medalii? Cred că da, m-a ajutat. Doar că ce am înțeles eu ulterior despre medalii este că e important să simți mai mult mândria în sufletul tău decât să câștigi o medalie. Nu, dacă nu știi și nu ești pregătit să câștigi o medalie, nu o să o primești, nu o să o câștigi. Tocmai de aia, eu cum m-am întors în gimnastică pentru Tokyo și n-am reușit să ajung la medalia individuală pe care eu mi-o doream, să câștig orice medalie, dar să fie individuală, bine, cu toții ne dorim aur, dar na, era ok să câștig o medalie individuală. Cred că nu am fost pregătită, cred că n-am știut cum să o iau, cum să o port, cum să mă uit la ea și să gândesc de ce și cum am câștigat-o. Și cred că era prea mult în momentul ăla pentru mine, prea... Fiind o persoană foarte, un pic naivă, nu foarte, un pic naivă, cred că este, toți oamenii sunt ca mine și atunci nu neapărat, las lângă mine oameni care nu vor chiar binele într-adevăr și atunci, cred că atunci aș fi fost euforică și aș fi acceptat pe toată lumea lângă mine, cu toate că este vorba și în asta despre selecție, trebuie să fim atenți ce oameni lăsăm să fie în jurul nostru, pentru că, așa cum am vorbit, ne pot influența și influențele sunt câteodată foarte puternice și... Dar asta depinde și de noi, să nu fim atât de slabi emoțional. Plus că atunci treceam printr-o perioadă foarte dificilă, dar da, despre asta, când ești pregătit pentru un lucru, atunci o să-l primești. Și poate că totodată nu ne dorim ceea ce trebuie. Pentru că ai pomenit de asta, Larisa, vreau să te întreb cum a fost relația cu mama ta? O relație foarte frumoasă. Pentru că era un om foarte bun. Foarte bun, un om pe care nu puteai să te superi, nu aveai cum să te superi, era foarte realist și dură câteodată în ceea ce privește exprimarea din punct de vedere a părerii ei, pentru că ea a fost omul care m-a iubit necondiționat și omul care m-a criticat la sânge câteodată, pentru că omul care te iubește își dorește binele pentru tine și tot timpul am perceput-o așa, oricum se simțea căldura cu care vorbea, indiferent că voia ea să fie dură, dar am avut o relație foarte frumoasă pentru că am putut comunica cu ea foarte liber despre absolut orice. Vorbeam cu anumite persoane și vorbeam cu Cristian, îi povesteam despre ea pentru că câteodată mai mergem la cimitir, la ea să aprinde câte o lumânare și atunci povestesc cu el, cred că i-ar fi plăcut să te cunoască și el spune că și lui i-ar fi plăcut să o cunoască, pentru, chiar cred că s-ar fi înțeles, pentru că el fiind glumeț, ea foarte așa, și ea glumeață, dar în același timp și serioasă, cred că ar fi fost acolo o energie plăcută. Și îi povesteam că erau momente când veneam acasă din Lot, sunt la Izvoran, cumva poate eram un pic mai preferată, îmi făceam antrenamentul foarte bine și atunci dacă ceream acasă voie, puteam să plec și mama venea să mă ia și ajungeam acasă în weekend și fiind cu fratele meu mai mare, îi spunea, scoate afară, Răzvane, gata, nu vreau să stea în casă, vreau să scoți afară, du-o unde, la cafea, să mănânce ceva bun, poate și în club să ascultați niște muzică, adică ea tot timpul mi-a oferit libertatea de a face lucruri și cred că, de fapt nu cred, sunt sigură că am avut cea mai perfectă mamă, cu toate că toate mamele sunt perfecte, dar relația dintre noi două a fost una foarte sinceră, indiferent de moment, pentru că indiferent că erau chestii care nu ne plăceau,
nici unia, nici alteia, ni le spuneam, indiferent de situație. Era un om, o femeie, o mamă, o soție, tot ce are nevoie, o prietenă adevărată. Știam că era singurul om căruia puteam să-i spun absolut orice despre mine, indiferent că ar fi putut să mă judece sau nu, dar tot timpul găsea o soluție pentru a mă scoate din starea în care poate nu-mi plăcea să stau și nu știam cum să ies din ea. Uh-huh. Ulterior am învățat să o fac singură, pentru că mi-a oferit libertatea asta de a o face, chiar dacă câteodată își dorea să mă copleșească și să fie acolo lângă mine mereu. Chiar am o brățărică și un pandantiv de la ea în care mi-a adus un castel fix înainte de mondialul de la Nanning în 2014 și atunci toată lumea roia în jurul meu și numai să nu mă deranjeze nimeni, să-mi fac doar antrenamentele mele și doar atât, să nu am nimic altceva, nicio altă preocupare. Care să te ruieze. Da, mm-hmm. Exact, și mi-a adus un castel în care i-am zis, ok, ce înseamnă castelul ăsta? Și a zis, castelul ăsta este al tău pentru că tu ești prințesa noastră și fiecare prințesă are nevoie de castelul ei. Și atunci am simțit dragul care mi l-a dat, iubirea, plăcerea și mai ales povestea. Mi-a plăcut foarte mult pentru că, într-adevăr, fiind cea mai mică din familie, eram așa răsfățată, da. Ulterior am dat cu capul de realitate și am înțeles că lucrurile nu stau chiar așa. Adică, da, chiar dacă ești răsfățat sau răsfățată, trebuie să-ți iei problemele în mâini și să le rezolvi singur. Uh-huh. Pentru că ea tot timpul încerca să, exact cum fac eu acum, să văd toate perspectivele, ea asta făcea pentru mine. Și uh-huh. Ea mi-aducea rezolvarea problemei sau găsea un cuvânt cheie pe care putea să mi-l spune și m-a ajutat pe mine. Având în vedere că ți-ai trăit copilăria alături de alți copii, alături de alte fete de vârsta ta, în cantonamente, da. 20 de ani din viață, sunt convinsă că ai văzut în stânga și în dreapta și alte relații dintre părinți și copii. Da. Din perspectiva asta, cât de importantă este comunicarea cu părinții ca și copil? Foarte importantă. Comunicarea este foarte importantă în orice relație, orice tip de relație pe care îl avem în viața noastră. Indiferent că este prieten, indiferent că este relație iubit-iubită, indiferent că e soție, soț, indiferent că e copil, părinte, frate, soră, indiferent orice tip de relație, este foarte importantă comunicarea, să ne spunem lucrurile fair, fără să ne ascundem, pentru că intervin conflicte și nu sunt bune, dar vedeam și alte relații, bineînțeles, pentru că eu cumva eram un reper, după care alte fete trebuiau să se ghideze. Mm-hmm. Poate pentru că eram și un pic talentată și munceam foarte mult și că aveam pace și liniște din punct de vedere familiar și părinții mei erau tot timpul acolo când eu păgneam din degete, pentru că chiar așa a fost și sunt recunoscătoare până la Dumnezeu și înapoi pentru asta, pentru că am avut niște părinți și, bine, tata încă trăiește și mi-e ciudat să spun asta, dar chiar am avut niște părinți de care eu am avut nevoie și când am avut nevoie, adică au fost acolo, indiferent de situație, indiferent că lor nu le era bine, indiferent că ei aveau resurse sau nu, indiferent că ei puteau să facă lucrurile alea sau nu, ei au fost acolo, nu stop, atât pentru mine cât și pentru fratele meu. Dar cred că părinții, fără să... Am trecut prin anumite situații în care le spuneau fetelor și se mândreau că făceau elemente noi și spuneau, ok, dar Iordache face? Și le spuneau, da, ok, atunci nu ești îndeajuns de bună. Nu este... Ok, este ok să îți încurajezi copilul sau să îi pui într-un anumite situații pentru a demonstra ei mai mult. Dar în ziua de astăzi cred că nu mai merge așa și cred că lucrurile și oamenii, caracterele s-au schimbat foarte mult. Trebuie să ne adaptăm la ceea ce este acum în ziua de astăzi și să încurajăm copiii, adolescenții, prin comunicare, bineînțeles, să le oferim încrederea deplină de a vorbi sincer ei cu noi,
pentru că văd asta și la fetele pe care le antrenez. Chiar s-a întâmplat la ultima competiție la care au concurat. Una dintre ele știa că la un aparat este mai bună decât cealaltă. Bineînțeles, intervine concurența, pentru că ăsta este sportul, nu avem ce să facem. Fiind gimnastica un sport individual, mai mult individual decât de echipă, cumva chestiile astea oricum o să iasă la suprafață. Și văzând că cealaltă colega ei a luat o notă mai mare, bineînțeles că eu a trebuit să caut pace între ele și să pot să nu o fac pe cea care a luat nota mai micuță să fie tristă și să înțeleagă despre ce este vorba într-adevăr, că nu este vorba despre a câștiga medalii în esență, nu este vorba despre asta în sport, este vorba de a te bucura. Eu tot timpul încerc să le transmit lor să se bucure, să trăiască elementele la momentul potrivit, să fie prezente, pentru că și-am întâlnit lucrurile astea în performanță, în cariera mea, nu eram prezentă când trebuia. Și îmi părea rău că nu am putut să mă bucur de momentul ăla, indiferent că erau emoții de temut și poate le vedeam pe doamnele arbitre cele mai rele din lume. Trebuie să... Asta am încercat să le explic, că este ok să pierzi, poate din ce pierzi și dintr-un moment în care poți să-ți dai seama de anumite lucruri pe care tu nu le-ai făcut și a trebuit să le faci. Și trebuie să le faci de acum încolo. Pentru că a trecut printr-o perioadă în care știa că e cea mai bună la aparatul respectiv, categoric ne-a fost atenția și implicarea. Focusul. Exact, 100%. Cumva noi avem lucrurile astea, toți oamenii le avem, să ne lăsăm pe o ureche, cum se spune, atunci când realizăm că noi suntem cei mai buni. Suntem cei mai buni la momentul ăla, dar putem să devenim în secunda 2 și să ajungem pe locul 2. Pentru că sunt alții care vin din urmă și nu stau să se obosească cu gândirea eu sunt cel mai bun, ce pot să-mi faci. Nu este despre asta, este vorba despre a munci și a te menține acolo. Că se spune, este greu să ajungi sus, dar este și mai greu să te menții. Asta îmi spunea tot timpul tata. Tot timpul îmi spunea vorba asta și zicea, ok, nu ți-o lua în cap. Eu tot timpul am avut oameni lângă mine care să-mi spună, ok, ai câștigat 4 medalii. Ok, dar de acum încolo poți să câștigi și mai multe? Și eu tot timpul am avut setea asta de a câștiga medalii și de a nu lăsa nimic în mâna altcuiva pe care eu puteam să-l obțin. Și atunci încerc și lor să le insuflu asta, pentru că este foarte important să se bucure, în primul rând, și să muncească, indiferent că sunt cele mai bune. Pentru că nu ne rezumăm doar la nivel național. Încercăm să ne ducem la nivel internațional și să ajungem la jocuri, la Jocurile Olimpice, încât să putem să fim primi acolo, că asta ne dorim. Cred că toți românii își doresc asta, să auzim în continuare despre gimnastică și despre sportul românesc, să ne mândrim cu el. Despre performanță. Da. Da, și e foarte importantă călătoria și cred că iarăși e foarte important, apropo de ce ai zis tu, să trăim în prezent. Da. Pentru că, din păcate, de multe ori suntem ancorați în trecut și de foarte multe ori gândim pentru viitor și abia așteptăm să se întâmple exact ceva și uităm să ne bucurăm de clipa prezentă și să o trăim real, exact așa cum este. Da. Prezentul tău arată foarte bine. Mulțumesc. Și vreau să mergem un pic pe partea asta emoțională, sentimentală. Ești fericită în prezent, Larisa? Ce e fericirea? Nu cred că pot defini eu fericirea sau oricine altcineva, pentru că simțim diferit. Pentru tine? Pentru mine. Cred că fericirea înseamnă liniște. Cred că înseamnă să te simți bine cu tine, în primul rând. Și cred că dacă tu te iubești pe tine, cred că oricine o poate face. Dar mai mult de atât, să simți iubirea față de alte persoane este și despre și față de o persoană anume, este ceva special. Din punct de vedere sentimental, da, sunt bine, pentru că am găsit un om, s-a întâmplat, care să fie pe placul sufletului meu. Este un om cald, e un om fain, un om bun, un om pe care te poți baza, dar toate astea ni le va arăta anii pe care îi vom petrece de acum încolo, categoric,
dar în prezent sunt bine. Sunt bine, e omul de care aveam, de care sufletul meu avea nevoie. Ce frumos! Cum te-a cucerit? Prin a fi el. Nu s-a ascuns nici măcar o secundă după calitățile sau după defectele lui. Ne știam din vedere, dar nu am avut contact niciodată să vorbim sau să interacționăm, așa cum a spus lumea, pentru că s-au scos foarte multe lucruri care n-au fost adevărate. În fine, lucruri mai puțin plăcute, nu vorbim despre asta, vorbim despre lucruri plăcute acum. Okay. Ulterior, eu eram singură, el era singur și chiar acum, aflând din partea aia, din spatele scenei lucruri, cred că totul a pornit de la fratele lui, nu știu sigur, că s-ar fi auzit că eu sunt singură și el s-ar fi despărțit și a zis, bă, toți suntem acum gata, singuri. Și el mi-a scris la un story cu nepoțelul meu, foarte drăguț, adică nimic, eu răspund tuturor oamenilor, dar când sunt mesaje plăcute, răspund mai cu drag și mai repede, cred că cu toți o facem. Și atunci nu m-am oprit la el, dar am început să discutăm, fiind sportiv cumva, mergând pe aceeași nișe, avem cam aceeași, da, avem ce discuta. Și vorbim ca prieteni, ok, eu în momentul acela nu simțeam nevoia să fiu cu cineva pentru că încă eram în dezvoltarea mea și am încercat, chiar am stat o perioadă de timp singură. Și am încercat să mă regăsesc pe mine, să mă vindec, să pot să fiu eu, să nu intru într-o altă relație așa una peste alta, pentru că nu este ok, intru cu un bagaj emoțional încărcat și atunci nu este chiar ok pentru omul respectiv. Și am început să vorbim ca prieteni, ne-am întâlnit super random, eram chiar și în mall, ne-am întâlnit super random și eram el cu familia lui, eu cu cumnata mea și ne plimbam. Bine, noi aveam niște treabă, eram în tranziție cum ar veni și a fost foarte cute pentru că el s-a panicat, nu știa, știa că poate există riscul să ne întâlnim, dar s-a panicat și atunci la un moment dat a zis ok, noi vă lăsăm, adică și am făcut mișto pe tema asta, este un om foarte glumeț, este un om care face glume de dimineață până seara, câteodată este enervant de glumeț și ne-am apropiat ușor, eu cum nu am vrut o relație și nu voiam să mă implic emoțional 100% pentru că știu cum sunt eu, dacă nu mă implic emoțional 100% nu mă simt în regulă eu cu mine și am zis nu am nevoie de asta, nu vreau, el a fost foarte relaxat și a zis, este ok, nu este nicio problemă, mi-a exprimat faptul că îi place de mine și că își dorește să aibă ceva cu mine, dar în același timp nu și-a dorit nici măcar o secundă să forțeze lucrurile și a zis, dacă este necesar și este ok pentru tine să rămâi aici ca prieten, nu este nicio problemă, un an, doi ani, trei luni, patru luni, eu rămân aici ca prieten, nu trebuie să... Ce frumos! Da, adică mi-a oferit libertatea asta de care cred că fiecare femeie are nevoie. Și văzând cât de ferie în ceea ce spune și relaxat, pentru că este un tip foarte relaxat, indiferent de cât de dificil este un moment în viața lui, e ok, hai să vedem, poate facem și puțină caterincă pe moment, că nu avem ce să facem, facem haz de necaz și câteodată te scoate din starea aia și așa m-am îndrăgostit de el, s-a îndrăgostit de mine și ne-am asumat relația asta, cu toate că știam că o să iasă un val de lucruri și poate lucruri mai puțin plăcute nouă și poate mai puțin adevărate, dar noi am discutat despre asta de la început, pentru că nu a existat nicio altă persoană între noi, nu am spart nicio relație, că eu aș fi ieșit, că i-aș fi stricat relația, dar nu s-a întâmplat asta, el era un om singur, eu o femeie singură și atunci ne-am găsit. No, acum, pur și simplu. Da, pur și simplu s-a întâmplat. Într-adevăr, eu îmi doream un om foarte cald, foarte echilibrat, chiar dacă este cu câțiva ani mai mic decât mine, este un bărbat care are
perspectivă și dorește foarte multe lucruri și vorbește zilnic despre lucruri noi, lucruri pe care și le dorește, lucruri pe care vrea să le facă și le face, într-adevăr, adică ok, este un pas de la a spune și la a face, dar el chiar le face, adică indiferent de oră, indiferent de zi, indiferent că e duminică și poate ne relaxăm, el dacă primește un telefon important, el răspunde, adică nu este, eu nu sunt chiar așa, adică eu las un pic lucrurile mai pe planul 2, pentru că na, am înțeles ceea ce înseamnă important. Eu, cum am pierdut-o și pe mama, cumva, pentru mine, oamenii de lângă mine sunt mult mai importanți. Nu zic că pentru el nu sunt importanți, pentru că el tot timpul zice, gata, nu mai răspund la niciun telefon, nu vreau să mai aud absolut nimic, vreau să stau doar cu tine. Și zic, este ok, înțeleg, nu este nicio problemă, adică dacă este ceva important, poți să răspunzi. Și el câteodată se uită la tine, nu. Și zic, răspunde. Nu că-s cu tine, nu. Zic, răspunde, te rog, că după aia o să fii stresat. Bine, ok, doar 5 minute, bine, ok. Și suntem, adică comunicăm. Comunicarea ajută foarte mult. Clar. Știm totul despre unul despre altul și atunci cred că ne este foarte ușor să conviețuim unul cu altul. Cum a venit cererea în căsătorie? A fost un moment... Nu sunt cerută în căsătorie. A, nu ești cerută? Nu, nu, stați. A, despre asta este vorba. Nu. Bam. Bam. A manifestat acum? Cine știe? Acum... Cristian, ne auzi, ne vezi? Cu toate că el se gândește la chestia asta. Dar de ce am eu această informație? Pentru că așa s-a scris. Despre asta este vorba. Da. Lucrurile sunt grăbite destul de mult de oamenii care fac presă, dar nu, încă nu s-a întâmplat momentul ăsta. Ah, ok. Da, bine. Da, putem să-l manifestăm, nu este nicio problemă. Asta zic, ia uite. Da, e ok. Până acum n-am fost cerută în căsătorie deloc, niciodată. Deci nu s-a pus un bărbat în fața mea în genunchi niciodată. Cred că și consider că acel moment este unic pentru, pentru o femeie. Dar îl vrei, îl simți, îl vezi? Momentul. Măi, acum să fim între noi două, da. Da, e... Nu vreau să fiu surprinsă, e un om cu care îmi doresc să conviețuiesc. Este un om cu care chiar îmi doresc să am o relație frumoasă. O relație frumoasă, sănătoasă și lină, pentru că despre asta este vorba. Nu ne-am grăbit cu absolut nimic și cred că asta ne-a ajutat foarte mult. Ne-am oferit libertatea unul altuia, dar suntem... Câteodată avem impresia că suntem la fel... și gândim câteodată la fel, pentru că ne surprindem și el îmi spune ceva și zic, băi, acum 2 minute mă gândeam la aceeași chestie, adică nu înțeleg, dar cum vrem aceleași lucruri, cred că de acolo vine și compatibilitatea. Bine, el, fiind și eu făcând sport și el face în continuare sport și pot să fiu alături de el, mă ajută și pe mine să simt în continuare emoțiile de concurs, pentru că am fost cu el la concurs și chiar a fost când, la campionatul național și a câștigat împreună cu fratele lui, au devenit campion național și eram a fost un sentiment foarte fain, era ca și cum aș fi câștigat. Pentru tine, da, da, da. Și mai ales văzându-i pe amândoi fiind frați să câștige, a fost un moment foarte fain. Wow. Pentru că se vedea compatibilitatea dintre ei și ochiul sportivului format de-a lungul anilor, vezi mai multe detalii și mi-a plăcut foarte tare sentimentul și da, revenind la cererea în căsătorie, nu a fost încă. Ok, rămânem să rămânem surprinși. Așteptăm surpriza. Da, da. Peste ce nu ai putea să treci într-o relație de iubire, Larisa? Nu doar de iubire, față de o relație, nu doar de iubire, de orice relație, nu accept minciuna, în primul rând. Cred că sunt un om căruia îi poți spune absolut orice ai în cap, pentru că chiar dacă la început poate există un moment de tensiune, dar ofer libertatea de a spune orice și de a primi orice informație. Nu-mi place minciuna, nu aș putea să trec peste ea, nu-mi place infidelitatea absolut deloc, indiferent că este vorba de intenții la nivel psihic. În rest, cred că orice fel de problemă se poate rezolva. Dar indiferent că vrei să conviețuiești cu omul respectiv sau nu, cred că indiferent dacă ai libertatea sau nu, trebuie să o spui. Mm-hmm.
Pentru că este mult mai relaxant și pentru tine dacă vrei să fii cu altcineva, poate, indiferent că doare, da, doare. Dar cine n-a mai trecut printr-o suferință de iubire? Adică ne-am revenit cu toții, putem să ne oferim o a doua șansă, a treia șansă, a patra șansă, nu cu acel om, pentru că consider că o greșeală se poate repeta de N ori, indiferent că se spune o să mă schimb. Nu, nu o să te schimb. Dacă ai făcut-o, a fost intenția, la nivel psihic, emoțional și ulterior a acționat, e gata. Pentru că va exista și a doua oară. Iar cred că noi femeile nu merităm să, și nici bărbații nu merită să fie într-o astfel de situație, pentru că sufletul nostru este atât de bun câteodată, încât putem să acceptăm să trecem peste foarte multe lucruri și nu cred că ar trebui să facem asta. Dar de iertat ierți? Da, sunt un om care iert, care îmi recunosc greșeala, indiferent că doare sau nu, dar nu văd de ce aș putea să rămân cu o râcă sau cu ceva emoțional negativ față de o persoană dacă m-ar fi rănit. Am întâlnit oameni care m-au rănit, care au făcut anumite lucruri care mie nu mi-au convenit și nu mi-au plăcut mie, dar poate pentru ei au fost lucruri bune și atunci trebuie să accepți asta. Nu poți să ții un om lângă tine sau o prietenă sau chiar și un om care intră în viața ta pur și simplu și pleacă pur și simplu. Oamenii aceia sunt pentru noi doar oameni care ne învață ceva și prin care trecem prin anumite momente pentru a ne dezvolta noi. Dar iert, da, pentru că nu pot să trăiesc cu o ură față de cineva. Cred că m-ar putea face pe mine un om foarte urât și atunci eu n-am nevoie de asta. Am nevoie doar de lucruri pozitive și de emoții pozitive, de un vibe, să am eu un vibe foarte bun. Că despre asta era vorba și între mine și Cristian, ne oferim un vibe foarte plăcut unul altuia. Chiar dacă nu eram împreună la momentul acela, vorbind, fiind amici, prieteni, cum vrei să o luăm, el mergând la concursuri, eu știam cum să-l încurajez pe el. Și atunci el a început să câștige concurs după concurs și pe mine mă făcea să mă simt super mândră de ceea ce puteam eu să fac, iar el simțea vibe-ul pe care eu îl transmiteam. Și atunci despre asta este vorba. Când ești un om care funcționezi pe emoțional vorbind. Da. Ai simțit vreodată că poate ai fost căutată de anumiți bărbați pentru notorietatea ta? Nu cred că am fost. Adică n-am fost eu atentă la chestia asta. Dar sunt anumite interese în viața asta. Nu am o părere chiar foarte bine conturată despre asupra întrebării pe care mi-ai pus-o, pentru că n-am fost atentă și n-am luat în calcul acest lucru. Cred că eu am luat în calcul mai mult să mi se cunoască sufletul, să mă cunoască pe mine omul, decât să vadă doar partea aceea, Larisa Iordache, imaginea. Da. Dar am întâlnit oameni, nu doar bărbați, oameni. Ok. Care poate au ieșit cu mine doar ca să zică că au stat la masă cu mine, dar vorbind doar din punct de vedere, la nivel de vorbă, atât, nimic social. Mai mult, social, pentru că nu mă deschid eu mai mult decât este necesar. Am învățat de-a lungul timpului să n-o fac. Eu oricum eram un copil când aveam notorietate, atât, adică eram văzută atât de mult, în sensul că aveam doar 18-19 ani în momentul în care am bubuit-o, să zic așa, în gimnastică. Atunci eu nu prea dădeam atenție bărbaților. Eu prima relație am avut-o la 19 ani și mă duceam mama cu tata la întâlniri, adică nu cred că aveau cum să o facă, plus că tata era foarte selectiv și dacă îmi spunea nu-mi place, nu se poate așa ceva,
părerea lui conta și părerea mamei, bineînțeles. Mama era un pic mai... intra în jocul nostru de adolescenți, hai că merge, nu știu ce. Adică, fiind mai deschisă, tata un pic mai strict din punctul ăsta de vedere, mai ales când venea vorba de băieți sau bărbați. Cred că orice părinte observă anumite lucruri. Și mi se spunea în față, adică nu era alegerea mea dacă continuam sau nu. Dar da, eu am avut prima relație la 19 ani și cum am zis, chiar mă duceau părinții la întâlnire și spunea la ce oră pot să vin să o iau. Îl întreba pe băiatul respectiv, la ce oră pot să vin să o iau. Bă, poate ne lăsa și pe noi 2 ore. Și atunci veneau să mă ia. Sau ok, nu o las singură, o aduce acasă. Adică chiar trăiam într-un glob de cristal și roz. Ai fost protejată. Da, foarte protejată. Eu mă bucur că am fost foarte protejată. Dar am dat ulterior cu capul de realitate și m-a durut destul de tare. Când? Că ai zis deja de vreo 2 ori de treaba asta. Ulterior, după ce am crescut, am mutat singură. Practic când ți-ai luat tu viața în mâini. Da, chiar dacă am stat în lot, a trebuit să fac și niște pași în viața mea privată. Adică mi-am luat căsuța mea, m-am mutat singură, nu am mai stat cu mama și cu tata. Bine, ai mei au divorțat la un moment dat, fiecare s-au separat și nu mai steam cu mama și îmi gătea tot timpul, nu știu, trebuia să mă descurc, mi-am luat permisul, am devenit independentă 100%. Atunci? Da, și atunci am simțit cu adevărat că eu îmi iau propriile mele decizii și eu trebuie să acționez indiferent de situații. Chiar dacă mama cu tata erau acolo și îmi spuneau, este bine, nu este bine, noi suntem aici. Chiar și în momentul în care m-am reapucat ultima dată de gimnastică, în 2020, am fost și am discutat cu fiecare în parte. Am zis, eu mă reapuc, ce părere aveți despre asta? Adică doar voiam să știu părerea lor, nu mă influențau chiar atât de mult. Ei au spus, ok, noi te susținem. Fiecare dintre ei au spus asta, noi ne te susținem, doar că noi nu mai vrem să faci asta pentru că ai trecut prin atât de multe operații și atât de multe lucruri încât chiar nu vrem să mai treci. Și atunci eu am zis ok, asta este părerea voastră, nu este nicio problemă, sunt atât de mare și sunt conștientă de ceea ce vreau eu să fac, eu simt că pot să fac și atunci o să fac. Dacă vreți să fiți lângă mine, fiți lângă mine, dacă nu, nu este nicio problemă, eu pot să mă descurc. Și bineînțeles că au fost lângă mine, nu puteau să spună nu, dar a fost decizia mea și a fost strict alegerea mea să o fac. Și așa au fost și lucrurile din viața mea de la vârsta de 22 de ani. Ca adult. Da, da. Trădată ai fost, Larisa, în dragoste? Nu știu. Țin să cred că nici nu am fost atentă în anumite situații. N-am avut foarte multe relații eu. În momentul în care s-a întâmplat o anumită chestie, i-am spus pas. Am plecat. Cu toate că poate am suferit. Am putut să trec peste orgoliul meu și să pot să discut cu persoana respectivă, să întreb de ce s-au întâmplat anumite lucruri, dar nu s-a întâmplat să fiu înșelată sau trădată, da, să se vorbească cu altcineva s-a întâmplat. Și în momentul ăla pentru mine a fost pauză, da. Pentru că luând problema din pripă, cred că e mult mai bine și nu suferi atât de mult, cred eu. Dar de oameni, de prieteni ai fost trădată? Da. Da? Da, da, am fost trădată. Dar vorbesc cu acele persoane, sunt ok, adică nu am nimic față de ele din punct de vedere emoțional negativ, nu. Creștem, facem anumite lucruri pentru că le facem, pentru că vrem să le facem, nu există nicio scuză la mijloc, am făcut-o pentru că nu, ai făcut-o pentru că ai vrut. Ok, e dur, dar nu este nicio problemă, putem să trecem peste. Dar trebuie, deci poți să treci peste, da, dar omul respectiv trebuie să-și asume că eu nu mai pot să fiu ca înainte. Adică nu pot să mai fiu atât de multă încredere în acea persoană, pentru că nu pot. Cred că asta este protecția mea și nu o văd ca un lucru rău, ci o văd ca un lucru benefic pentru mine. Adică sunt ok, nu am nicio treabă, nu pot râcă, pentru că poate și eu fac greșeli și supăr pe cineva, poate
fără să mă gândesc la chestia asta, sau să mă gândesc, sau să nu mă, gândindu-mă măcar o secundă, de, dacă aș face asta, aș supăra, și eu să iau din perspectiva mea, nu cred că aș supăra și el totuși să fie supărat, atunci supăr fără să vreau. Și atunci nu cred că eu sunt vinovată față de ceea ce simte el. Da, ok, este foarte frumos să vii să vorbești. Tocmai despre asta este vorba, despre a comunicare. Vorbi, despre a comunica. Măi, uite, vreau să fac asta. Crezi că este ok pentru tine? Măi, nu este ok pentru mine, dar dacă tu simți să o faci, fă-o. Adică eu apreciez că tu ai venit. Ce simt eu apoi, tu nu ești responsabil. Aici se termină povestea, ok, simt eu, fă-ți treaba. Dar vorbim acum în momentele alea foarte frumoase și foarte, adică momentele ideale. Asta voiam să zic, într-o lume ideală asta s-ar întâmpla. Da. Dar în lumea reală să vină cineva să spună, vezi că am de gând să... Da. Cred că ar fi foarte fain să se întâmple asta, dar da. Oamenii merg pe a aplica, merg, dar nu se află. Dar orice lucru se află, indiferent că se află acum, pe moment, în prezent sau în viitorul apropiat, dar se află. Okay. Pentru că este și proverbul acela, nu te supăra că cineva pleacă din viața ta, pentru că Dumnezeu a auzit povești pe care tu nu ai fi vrut să le auzi. Și atunci despre asta este vorba, cred. Eu merg foarte mult pe chestia asta de feeling, de se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple. Și ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Adică, indiferent oricât de mult ai forțat tu lucrurile, tot ajungi acolo unde trebuie să ajungi. Mm-hmm. Așa că, câteodată, când am momente dificile, că majoritatea oamenilor de pe rețelele de socializare mă întreabă cum treci peste un moment dificil din viața ta. Las lucrurile să vină. Adică mă gândesc, încerc să rezolv problema, orice problemă categorică are o rezolvare, dar nu stau să mă mai stresez atât de mult sau să ajung într-o pasă poate care mie nu ar putea să-mi aducă nimic benefic pentru a forța lucrurile. Lucrurile se întâmplă exact când trebuie să se întâmple. Și chiar de ziua mea am scris că acum ceva timp am dat timpului timp. Este necesar să dăm timpului timp, chiar dacă pare așa o fabulă, dar, din cărți, da, dar așa este. Pentru că noi ne dezvoltăm la momentul potrivit. Da, foarte frumos spus, Larisa. Eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și pentru că am stat astăzi de vorbă și pentru am învățat foarte multe lucruri și pentru că te-am cunoscut exact așa cum ești, cu un suflet minunat. O femeie care a reușit, care a cunoscut succesul și care a rămas cu picioarele pe pământ. Și pe care o așteaptă foarte multe lucruri frumoase, mărețe și unice în viață. Doamne ajută, asta îmi doresc pentru toată lumea. Știu că nu este chiar gen să fie toată lumea bine. Eu asta îmi doresc, pacea și binele în lume. Fiecare pentru sine își poate face treaba asta. Corect, așa măcar, este, da. Măcar. Ceea ce ne înconjoară, cred că da, este ține de noi. Da. Îți mulțumesc, Larisa, foarte mult pentru că ai venit. Vă mulțumesc și vouă pentru că a stat alături de noi și ne revedem și data viitoare. Seară bună!